cred, în educație. În educație fizică și sport. Cred. Evaluarea la gimnastică, clasa 5-a. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinilor sportive studiate. Gimnastica în școală Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport sau în alte spații special amenajate. Locul în lecția de educație fizică poate fi după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală, pe unitate de învățământ sunt necesare: saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică, trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale În clasa 5-a, învățarea consolidarea perfecționarea unor deprinderi specifice gimnasticii, elementele statice, cuprinde Cumpâna pe un genunchi, cumpâna pe un picior, semisfoara, podul de jos, stând pe omoplați, sfoara și stând pe cap cu sprijin pe lângă elementele statice sunt prevăzute și următoarele elemente dinamice. Rulări, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnarea laterală sau roata laterală. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul preuniversitar, la clasa 5-a trebuie prezentat un exercițiu la sol cu 5 elemente impuse. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, pondere 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. Cele cinci elemente impuse pot fi alese dintre elementele statice, cum până pe un genunchi, cum până pe un picior, semisfoara, podul de jos, stând pe omoplați, stând pe cap cu sprijin și sfoara, precum și elementele dinamice, rulări, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnare laterală. După însușirea elementelor impuse, acestea se vor exersa în combinații câte două sau trei, ceea ce reprezintă fragmente din exercițiul final. De exemplu, cum până pe un picior, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. Precum putem observa, avem depunctare pentru corectitudinea execuției la rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit se O altă de punctare, rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit. Apoi rulare laterală, podul de jos. Și podul de jos, stând pe omoplați, răsturnare laterală. Apoi se va trece la exersarea exercițiului final. Cumpăna pe un picior. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit. Semisfoara. Rulare laterală podul de jos, stând pe omoplați, și răsturnare laterală sau roata laterală. Materialele filmate au fost realizate la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.